Nemulțumirea Federației Naționale a Pensionarilor este legată de acordarea de pensii speciale pentru aleșii locali și județeni, în condițiile în care foarte multe persoane de vârsta a treia trăiesc din venituri mici. Ei solicită o întrevedere cu premierul Dacian Cioloș, în cadrul căreia să-și expună principalele lor revendicări. Luăm o hotărâre în privința asta. Poate decidem să devenim mai radicali. Cum puteți să faceți pentru voi, să faceți și pentru noi. De fiecare dată ni se spune că nu sunt bani. Pensionarii cer de asemenea modificarea legii 263/2010 în sensul măririi punctului de pensie, astfel încât să ajungă la 45% din salariul mediu brut. Zeci de mii de pensionari din toată țara au semnat deja o petiție prin care cer Parlamentului să aprobe această modificare. Pensia este un drept și nu un venit, așa cum spunea un fost ministru al muncii. Spune că pensia este un venit și trebuie impozitat. Pensia este un drept care e prevăzut de Constituție. Asta nu poate fi impozitată în nicio situație. Într-o societate trebuie toată lumea să fie egal. Fie că e pensionar, fie că e salariat, fie că e parlamentar. E posibil să ajungă până la proteste în stradă? Ideal așa ar fi, dar eu cred că cel mai bun lucru este să luăm atitudine și chiar să contestăm la Curtea Constituțională. Avem acest drept. Reuniunea pensionarilor din sudul României de la Călimănești a început joi și se va încheia mâine.